cumva în întuneric sau chiar tâlhari. Ai văzut-o? Eu aud. Se apropie. Simt un miros. Avem indicii. Aventurilor cu întorsături. E serios de misterios. Nu le reziști. Înregistrări non-stop. Noi nu ne lăsăm deloc. Alfred Ariciul Detectiv. Note false în pădurea cioturoasă. E timpul să începem repetiția. Și începeți. Ajunge. Ajunge. Milo. Ajunge. Foarte amuzant. Și acum, ce-ați spune voi dacă am cântat notele pe care le-a scris compozitorul? Încetați! Vreți să faceți cumva o farsă sau ce? Nu, domnule! Stați! Priviți, domnule Rusard! Flautele au prea multe găuri! Poftim? Priviți! Eu am 7! Eu am 8! Eu am 9! Eu am 8! E ca și cum cineva ar fi sabotat flautele! Imposibil! Le încui în dulap în fiecare seară. E serios de misterios. Voi repetați. Perfect, perfect. Cum merge treaba, domnule Rusar? Nu merge foarte. Mă bucur să aud asta. Copii, care cravată vă place vouă mai mult? Albastră sau verde pentru concertul școlii? Verde! Vă mulțumesc. Cred. Nu-mi vine să cred că se petrece asta. Va trebui să anulăm concertul. Dacă o să-i explicăm ce s-a întâmplat, va înțelege. Merită încercat. Crezi că ai putea rezolva cazul? Fiți fără griji, domnule Rusard, putem rezolva orice. Aici le păstrez. E al tău, Alfred. Mulțumesc, domnule Rusard. Eu mă duc să-l țin ocupat pe director. Să ne uităm mai îndeaproape. Nu există amprente. Broasca e intactă. Să vedem ce e înăuntru. Ușa e încuiată. Ar trebui să încerci asta, nu? Nimic neobișnuit. Dar ce e aia? E o gaură mai mare decât un fruct. Uitați-vă, gaura asta a fost făcută cu dinții. Trebuie să aibă dinții puternici, nu? Ceva amestecat lemnul îmi dă fiori. Nu intra în panică, Milo. Trebuie să fie mic ca să încapă pe acolo. Stați așa. Găurile astea sunt un fel de împunsături făcute de dinți. Și după cum se pare, vinovați sunt aceiași dinți care au făcut și gaura în dulap. Acesta este primul nostru indiciu. Cum? Mănâncă și flaute? Se pare că da. Voi căutați indicii afară, eu o să inspectez înăuntru. Așadar, căutăm un animal care mestecă lemn. Să sperăm că nu mănâncă și altceva. E o pierdere de vreme. Sunt mii de animăluțe în pădure care ar fi putut sparge școala. Cum să-l găsim pe cel potrivit? Dacă mă întrebi pe mine, ar putea fi o pasăre din acel cuib mare. Nu căutăm o pasăre, Milo, ci un animăluț cu dinți, înțelegi? Am o idee, să lăsăm să mestece toate flauturile din lume. Așa nu vom mai avea ore de muzică. Milo, m-ai putea ajuta? Fugi! Ha? Ce s-a întâmplat? Ești bine? Am auzit animalul. Da, după sunet părea imens. N-are niciun sens. Eu am șters-o de aici. Ce e asta? Sare grunjoasă. Au! Ce caută sarea aici? Bună întrebare. Acesta e al doilea indiciu. Să discutăm cu domnul Rusard, poate o să ne explice el. Știți de unde ar putea proveni sarea asta? Păi, eu am pus niște sare în dulap. Absoarbe umiditatea. Vedeți? Hei, vasul era plin aseară.
Așadar, animăluțul ăsta preferă lemnul sărat, nu-i așa? Dar dacă îi place lemnul, de ce aros numai flautele, iar bagheta nu? Nu e tot din lemn? N-o fi la fel de bună la gust. Interesantă teorie, Milo. Hei, am spus ceva interesant. Domnule Rusard, știți ce fel de lemn este ăsta? Acesta nu e lemn. Bagheta este din fibră de sticlă. Dar flautele nu știu din ce sunt făcute. E secretul lui Helmut. Helmut? Da, el le face. Spune că folosește un material special pentru a suna foarte bine. Să mergem la el. Cu privire la cravata mea, mie îmi place culoarea portocalie. Ce părere aveți? Portocalie, verde, verde. Vă mulțumesc, cred. Cu plăcere. E foarte important, Helmut. Trebuie să știm din ce lemn ai făcut flautele. Dacă credeți că o să vă divulg secretul meu, vă înșelați amarnic. Secretul tău va fi păstrat. Nu e ceea ce crezi. Dacă nu ne spui, atunci nu o să mai putem susține niciun concert la școală. Și asta e rău de tot. Așa e mai bine. După cum vezi, trebuie să aflăm cum le faci. Veniți. Chiar vreți să știți? Da, te rugăm, spune-ne. Nu sunt din lemn adevărat, ci din coarnele cerbilor când le cad. Coarne de cerb? De ce nu spui lumii întregi? Wow, mi-e greu să cred asta. Folosirea coarnelor de cerb e o tradiție în istorie. Conferă flautelor un sunet unic, subtil. Mulțumesc, Helmut, ne-ai dat al treilea indiciu. Cineva ne spionează. Te-am prins. Cine era? Habar n-am. Dar n-o să se mai întoarcă. De ce sunt întotdeauna mari și înfricoșători? E momentul să revizuim indiciile, nu crezi, Alfred? Să vedem primul indiciu. Primul indiciu e gaura din dulap, care ne arată că îi place lemnul. Datorită dimensiunii găurii din dulap, știm că nu e un animal mare. Mai știm că a luat toată sarea din vas. Domnul Rusard a spus că era plin. Așa este, sarea a fost al doilea indiciu. Probabil că există multe animale care ronțăie și le place sarea. Despre ăsta nu știm nimic specific. Ai dreptate, de asta e atât de interesant al treilea indiciu. Helmut ne-a spus că flautele sunt din coarne de cerb. Coarnele de cerb sunt din oase. Atunci, coarnele de cerb cu sare sunt delicioase. Mă întreb... A? Interesant! Fascinant! Am vrea să fim și noi părtași bucuriei tale. Wow, n-am știut asta! Alo, pământul către Alfred! O să vă spun mai târziu, să mergem după domnul Rusard! Aveți dreptate, domnule! O să o port pe cea roșie. Va fi mai bine pentru concert. Alfred, ai deslușit misterul? Da, cred că am găsit o soluție. Cuibul se mișcă. Perfect! Tocmai despre asta voiam să vă vorbesc. Poftim! El e vinovatul. Vinovatul? Animăluțul ăla? Hei, am avut dreptate. Îți amintești, Camil? Eu am spus că acel cuib este al făptașului, iar tu, Camil, ai spus nu, am avut dreptate. Știam eu. Ce animal e ăla? Un porc spinos. Uneori doarme ghemuit într-un copac. El e cel care mi-a ronțăit flautele? Da, pentru că sunt făcute din coarne de cerb. Îi place gustul lor cu sare. Mister dezlegat. Mulțumesc, Alfred. Acum am un motiv întemeiat pentru a-l anunța pe director de anularea concertului. Pleacă! Nu vrem să ne mai ronțăi lucrurile. Pleacă! Ce drăguț e! Hei!
Atenție la țepii ăia! Winston, tu ești? Stați cu spatele, sunt jenat. Mi-au căzut coarnele. E în ordine, prietene, asta se întâmplă în fiecare an. Știu că or să crească la loc, dar mă simt atât de gol de fiecare dată. Da, dar nici că se putea întâmpla într-un moment mai bun. E super dacă îți luăm noi coarnele. Nu, dar de ce? Dacă ne grăbim, Helmut ne-ar putea face flaute noi. Grozavă idee, Camil. Încă am putea susține concertul. Hei, da! Mulțumesc, Winston. Da, mă bucur că am fost de ajutor. Scuze pentru întârziere, domnule. Am avut o mică încurcătură. Am adus flautele cu mine. Oh, minunat! Vino cu mine. Spune-mi, te rog, ce părere ai de cravata asta? Ne place! Oh, mersi! Bravo! În lume există vreo 20 de specii de porci spinoși cu țepi ascuțiți ca măsură de protecție împotriva prădătorilor. Odată ce ești înțepat de un porc spinos, e greu să îți desprinzi țepul. Dacă vezi un porc spinos, ține-te la distanță!